Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Tarotscop, dragii mei din Zodia Leu, cu ascendent Venus, lună, nodul nord în această zodie. Haideți să vedem cum este posibil să fie și pentru voi luna aprilie 2023 și să începem. Și să începem să vedem, ulala, arcana majoră care urmează să vă guverneze, să vă reprezinte în această lună aprilie, este nebunul, ia cătă, curaj. Despre el vorbim, o țărică de nebunie, că nu strică, cu lecțiile învățate în bucceluța voastră să mergeți mai departe, vine momentul să faceți un salt în necunoscut pentru unii dintre voi și să săriți de aici de unde vă aflați. Întotdeauna, oricând vă puteți întoarce, da? Pe același drum pe care ați mai fost sau vă luați inima în dinți și faceți acel salt. Totul și foarte bine depinde de voi. Haideți să mergem mai departe și să vedem și o semnătură energetică. Anger, iată-te furia, aveți grijă de ce faceți și cum faceți saltul acela, numărul 28 pe această carte, 2 și cu 8, 10. Ar fi bine să se încheie acest ciclu de furie. Nu zic că nu poți folosi această energie pentru a face transformări pozitive în viața ta, categoric poți face și lucrul acesta dacă știi cum. Dar vedeți ce faceți cu această furie, dragii mei leuți, pentru că nu întotdeauna servește. Haideți să mergem mai departe și să vedem mai puțin. Să facem și o țărică de loc. Hai să vedem ce altceva mai avem pentru această lună. Appreciation, iată aprecierea, luna în leu, în zodia voastră. Aprecierea este cea care face diferența. În loc să trăiești în zona de furie, în loc să fii în zona aceea de victimă, că din cauza aia și din cauza lui ăla și așa mai departe, dă-ți voie să stai în stare de apreciere, de recunoștință și iată ce vine și ce poți manifesta din această stare. Vedem cornucopia, cornul abundenței, vedem numărul 5 pe această lamelă care vorbește despre schimbare. Așa se face schimbarea și nici de cum cu acea energie pe care am văzut-o acolo ca și semnătură energetică pentru luna aprilie. Mutați-vă atenția, da, de pe acea furie sau, mă rog, folosiți-o ca și combustibil, aș spune eu, să faceți saltul acela către o nouă frecvență. Mergem mai departe să vedem mesajele din partea sinelui pentru această lună. Culpabilitatea. Și vă zicem în felul următor, renunță la remușcările de genul reproșurilor pentru a elibera adevărata ta forță. De ce ești furios pe tine? Ia întreabă-te lucrul acesta. De ce dai cu biciul pe spatele tău? Că bă, ai făcut nu știu ce sau că ai fi putut face și n-ai făcut și așa mai departe. Renunță la treburile acestea și bineînțeles când vorbim de culpabilitate și de învinovățire, să nu faci lucrul ăsta nici cu tine, dar nici cu cei din jurul tău. Iată-te, următorul mesaj este deschiderea și vă zice, primește cu bucurie și bunăvoință ceea ce vine înspre tine și dă dovadă de o conștiință liberă și deschisă. Exact, mută, schimbă acea frecvență de pe culpabilitate, de pe învinovățire, de pe furie, pe recunoștință și lasă lucrurile ce vor să se manifeste în viața ta să se manifeste. Haideți să mai vedem încă unul înainte de a merge mai departe. Responsabilitatea, păi cum altfel? Care zice cuvintele și acțiunile tale îți influențează realitatea, fi conștient de această putere extraordinară și dacă n-am mai zis eu aici de nu mai știu câte ori, atenție la poveștile pe care le rulați în mintea voastră despre voi și despre viața voastră, atenție la ce cuvinte vă spuneți voi vouă și ce cuvinte scoateți pe guriță în eter. Pentru că gândul, da, creează o emoție, bineînțeles, apar cuvintele, apare povestea, duce la o acțiune și așa îți creezi tu sau îți croiești viața, mai bine spus. Asumă-ți responsabilitatea pentru viața ta și fă o schimbare reală, concretă acolo, prin schimbarea poveștii, în primul și în primul rând, și schimbarea dialogului interior. Mergem mai departe și haideți să vedem și de aici ce alt mesaj vrea să vină pentru voi, dragii mei leuți. Și avem, iată, șasele de cupe, amintiri minunate ce sunt pline de iubire, poate să fie gânditul și visatul la momente frumoase din trecut, poate să fie o energie a voastră sau altcuiva, da?
la urma urmii și vedem și parteneriate adecvate, binefăcătoare, da, un trei de monede, poate să fie cineva din trecutul vostru care apare la voastră realitate în această lună pentru, da, bineînțeles, parteneriate și cu treiul de cupe vedem sărbătorirea unor parteneriate benefice pentru unii dintre voi în luna aprilie. Dați-vă voie să aveți curajul să mergeți către, da, o energie nouă, către parteneriate noi, către experiențe noi în viața voastră. Nu mai lăsați furia și nebunile să pună stăpânire pe voi. Flexibilitatea minunată, cred, da, minunată se numește, este nevoie de adaptabilitate și este nevoie de flexibilitate în această lună, de entuziasm, așa cum vă zice această carte, și ancorarea benefică unde? În centrul ființei voastre. Elemente cheie, aș spune eu, pentru a face saltul acesta pe partea cealaltă a malului, de ce nu, într-o energie cât mai bună. Haideți să o terminăm cu vinovăția, haideți să o terminăm cu furia, haideți să terminăm cu, așa cum am spus, datul cu biciul pe spate și să ne gândim sau să vă gândiți că despre voi este vorba la viitor cu entuziasm, cu bucurie, cu nu știu, da? Exact așa cum o face energia nebunului și atunci lucrurile se vor schimba în bine. Mergem mai departe și să vedem mesajele din partea doamnei Lună. A win-win forecast, iată-te, vedem aici o lună plină în balanță care vă zice în felul următor: să nu vă fie teamă să dați drumul la anumitor parteneriate vechi sau relații vechi care nu mai funcționează, care vă țin într-o vibrație joasă, să-i spunem așa, da? Și să mergeți mai departe. Încheierea ceva, că e vorba de iubire, că e vorba de prietenie, va aduce doar beneficii. Există doar sentimentele acelea de culpabilitate sau teama că dacă nu luați decizia corectă, care vă poate ține pe loc. Ce mai vedem? O altă lună plină în rac de data aceasta și vă spune că o problemă, o situație, fie legată de familie, fie legată de, nu știu, suflet, da, de emoții, iată-te, va ajunge să fie rezolvată în această lună. Așa cum am spus, este nevoie de flexibilitate, vedem că este nevoie și de niște ajustări să fie făcute în anumite situații. În primul și în primul rând, ajustările sunt acolo unde am zis mai devreme, la panoul de control. Dacă aducem ajustările acolo conștient, vom vedea ajustările în jurul nostru. Și încă o lună plină în Capricorn de data aceasta, care anunță finalul unei perioade ceva mai dure, să zicem, din viața voastră. Meditează și contemplează. Apropie-te mai mult de sufletul tău, apropie-te mai mult de sinele tău, de cine ești tu cu adevărat și vezi ce se află acolo. Hai să rămâi surprins. Iată-te, colaborările le vedem încă o dată. Apar schimbări pe partea aceasta de parteneriate și colaborări pentru unii dintre voi în luna aprilie. Ok, vedem încă o eclipsă, foarte multă schimbare, dar eclipsa în Taur de data aceasta s-ar putea să fie momentele acelea de răzgândire. Vreau să fac lucrul ăsta, dar mi-e teamă. Vreau să iau decizia asta, dar dacă greșesc și așa mai departe. De asta este bine și de aia te și trimite, da, luna nouă în Pești la meditație, te trimite la asta de vorbă cu sufletul tău și să vezi ce își dorește cu adevărat. Luna în Scorpion, ce să vezi, vorbim clar despre suflet, vorbim despre emoții și subconștient. Transformation se numește transformarea, apare o schimbare în interiorul vostru. Doamne ajută, inshallah, să motivi și de data aceasta, repet, conștient, să luați niște hotărâri și să faceți niște alegeri, să ieșiți din zona aceea de umbră, să ieșiți din zona aceea de furie și de culpabilitate. Un soare în Capricorn foarte frumos care vă zice în felul următor: dacă veți depune munca aceea de-am discutat-o până acum, da? Dacă veți lucra la planul vostru și la visul vostru în fiecare zi, cu, nu știu, fiind conștiincioși și nu de lăsători, mi se spune acum, să intrați cumva în această energie a Capricornului, succesul vă este garantat. Bun, mergem mai departe la Osho și haideți să vedem, o face repede, s-o întors. Ce să vezi, cartea fulgerului, cartea turnului și detașarea. Aici vorbim despre o schimbare
extraordinară în interiorul unora dintre voi, care va duce la această detașare emoțională extrem de importantă și necesară pentru traseul vostru din această lună înainte. Este ceva ce trebuie să înțelegeți că nu mai are rost să țineți de ea, că este o emoție, că este o situație, o amintire la urma urmei, că toate nebunile din capul nostru sunt amintirile, nu sunt situații concrete aici și acum. Da? Trăim în niște iluzii, să spunem așa, da? Și ceea ce ne rănește sunt amintirile, sau mă rog, versiunea noastră, ceea ce s-a întâmplat în trecut și ce nebunii proiectăm pentru viitor. Reprimarea emoțiilor, o vedem aici, ne spune clar, e un 10 de bâte care spune, vine momentul să lași jos din spatele tău, ce scuze, dragii mei, să lași jos din spatele tău ce? Acel bagaj pe care l-ai dus până acum, da? Acea culpabilitate, acea furie și ce Dumnezeu mai este pe acolo la fiecare în ogradă. Pentru că nu face decât să-ți producă foarte mult stres și ce-ți mai produce stres este nevoia de control. Acea rigiditate, că tocmai de aia și spus, este nevoie de flexibilitate, este nevoie să renunți, să înveți să renunți la control și să te încrezi. Tu aveți impresia că nebunul ăsta deține controlul? Nu! El se aruncă pur și simplu în necunoscut, pe un teritoriu cu totul și cu totul nou, având încredere. Cam asta vi se cere și vouă, dragilor. În această lună, poftim, atașamentele de trecut sunt cele care provoacă nevoia de control și stresul pe care l-am văzut mai devreme. Bun, deci este de muncă, inclusiv în luna aprilie. Change, 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 o vedem. Schimbare, schimbare pentru unii dintre voi în această lună, poate chiar mutare pentru alții dintre voi. Da, pentru că se deschide un nou drum, este un drum ceva mai lung, poate plecați unii dintre voi la un drum lung, dar este un drum de transformare care vă zice clar, vă duce la soare, vă duce la reușită, ceva se încheie, se termină în această lună și vă împinge, vă forțează pe unii dintre voi să faceți această transformare, fie că vă place, fie că nu. Ce mai vedem? Un ajutor neașteptat care va veni către unii dintre voi în această lună pentru acest drum nou, pentru aceste oportunități care se deschid în fața voastră. Iacătă, dacă erați în starea aceasta de deprimare, de disperare și mai departe, nu știu, poate pe parte financiară unii dintre voi, dar nu neapărat, vedem că apare o schimbare benefică, neașteptată în luna aprilie. Un ajutor neașteptat, așa cum am spus, foarte fain. Bun, mergem mai departe. Hai să vedem. Da, schimbare pe parte financiară din ceea ce vedem. Iată și doiul de cupe. Poate să vorbească și despre iubire, dar poate să ne arate și o prietenie sau, mă rog, un parteneriat sau cineva care vine să vă ajute într-un moment de maximă nevoie. Haide să-i spunem. Ah, am repetat-o de prea multe ori, hai să spunem așa. Bun. Victory and success, vești bune, victorie și succes. Vedem că se îndreaptă către voi și repet exact în momentul în care cred că vă așteptați cel mai puțin. Cu un 8 de bâte aici, mișcarea accelerată a lucrurilor, foarte multe vești, dar vești foarte bune care se îndreaptă către voi în luna aprilie, așa că nu are rost să vă, nu știu, să vă faceți griji, nu are rost să stați în energia stresului, moving on, trebuie să mergi mai departe, te împinge universul până la urmă să lași ceva în spate și să mergi mai departe, a venit momentul să faci lucrul acesta. Iată, în centrul citirii voastre este the third eye chakra, chakra celui de-al treilea ochi, ascultă-ți intuiția, pentru că ea îți spune foarte clar, trebuie să lași ceva în spate și să mergi mai departe, ce să vezi, te îndeamnă să renunți la control, ceva ce ai crezut că este solid, trainic și așa mai departe, se dărâmă tocmai că nu-ți mai folosește, tocmai să înveți lecția încrederii, să înveți această lecție a detașării și a renunțării la control și, bineînțeles, a flexibilității. Da, categoric, pentru unii dintre voi se încheie un capitol din viața voastră, așa cum vedem cu Cartea Lumii. Nu știu de ce îmi vine drum lung, nu știu, poate să fie pentru unii dintre voi. Vedem și șaptele de săbii.
Deception and envy, decepție, invidie, poate să fie o răsturnare de situație prin ieșirea la suprafața a unor nedreptăți sau unor chestii de genul acesta. Ok, este ceea ce este, eu înțeleg că universul îmi arată toate treburile acestea ca să înțeleg ceva, da? În primul rând să înțeleg, să nu mă mai țin cu dinții și ghearele de o situație care știam eu că nu e cum trebuie să fie. Doi la mână, să învăț să renunț la control și să fiu mai flexibil, să accept schimbarea în viața mea și să am încredere că mă va duce într-un loc mult mai bun. Despre ce vorbeam? Mai devreme, optul de săbii, închisoarea mentală, teamă, frică, vedem aici. Vedem foarte clar că această domnișoară poate pleca oricând de aici, nu stă absolut nimic în cale, toate săbiile acestea sunt în spatele ei. Săbile acestea sunt gândurile, scenariile, filmele pe care ea și le face în minte. Aveți mare, mare grijă. Cartea nebunului apare din nou pe șasele de bâte și vă zice clar, această oportunitate de a face ceva nou, de a merge într-un loc nou, vă aduce vouă succes, da, reușită și faimă unora dintre voi, de ce nu? Este nevoie de curaj, este nevoie de încredere, ambiție. Unii dintre voi s-ar putea să primiți această ofertă, cine știe, sau această oportunitate din partea cuiva care se asociază cu această regină de bâte. Poate fi cineva în semn de foc, cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord în semn de foc. Clar, da, vedem o accelerare a evenimentelor în această lună, lucrurile se precipită cumva, că asta este, duce la răsturnarea turnului, dar este o răsturnare benefică, vreau să înțelegeți lucrul acesta. The Queen of Swords, iată-te, regina de săbii, claritate mentală, luciditate, încredere, aș spune eu, în felul în care voi vedeți viața și felul în care voi vă vedeți pe voi. Vă zice clar să intrați în această energie a reginei de săbii pentru a face această mișcare înainte. Da? Să lăsați, sau mă rog, să nu vă mai lăsați influențați foarte mult de acele emoții. Cartea Marelui Preot o vedem aici, posibil, da, parteneriate, așa cum am spus, pentru unii dintre voi în această lună, posibil semnare de contracte, de ce nu, poate să fie. Ok, bun, o lăsăm așa cum a căzut, am vrut să întorc, mi-au zis nu, această împărăteasă, pardon, vine peste cartea turnului, și cu un paj de săbii. Dar poate să fie, acum metaforic vorbind, detronarea unora dintre voi, nu știu, poate țineați strâns la anumite poziții, țineați strâns de anumite, nici nu știu cum să le spun, cum se numesc alea, statuturi, nu? În societate și așa mai departe. Este o lecție importantă pe care unii dintre voi o veți învăța în această lună, repet, de a lăsa lucrurile să decurgă așa cum vor să decurgă și cu cartea împăratului. Se destramă niște parteneriate, căsnicii, în unele cazuri, da? Că așa trebuie să fie, că vine momentul să mergeți mai departe, nu vă țineți cu dinții și cu ghearele acolo, da? Un 6 de monede vedem aici, peste 4 de monede. Exact ce am spus, este o lecție să învățați să fiți flexibili, să învățați să nu mai țineți atât de strâns. 4 de monede, în afară de închiderea emoțională, el ține acolo de banii lui și vine și îți spune în felul următor, let it go, da? Cu cât îi vei da, le vei da mai mult drumul, cu atât se vor întoarce mai mult la tine. Bun, haideți să vedem ce vorbești, Bobiță, cartea turnului din nou pe cartea lumii. E, ce să-i faci până la urmă, așa trebuie să fie niște lucruri și vă roagă să priviți situația și dintr-un alt punct de vedere. Să vedeți și lucrurile bune din tot ceea ce se întâmplă, că nu există catastrofă de asta care să nu aducă și ceva bun. Bun, ce mai vedem aici cu 4 de săbii, iacătă, este nevoie de meditație, este nevoie să stai cu tine, să înțelegi ce anume s-a întâmplat, poate. Vorbim despre o trădare, despre o nedreptate și așa mai departe. Vezi de ce, sau cum vezi tu, vezi ce poveste îți spui despre ce s-a întâmplat acolo, dar vezi și care sunt părțile bune ascunse în spate. Da, vorbim de dreptate sau nedreptate în această situație, dar este o lecție importantă. Bun, mergem mai departe și haideți să vedem ce alte mesaje vor să mai vină. Soluții miraculoase, dragii mei, și am văzut un ajutor neașteptat care se îndreaptă către voi în această lună. Rămâneți concentrați
pe obiectivul vostru, pe țelul vostru, pe propria persoană, la urma urmei, de ce nu, indiferent ce se întâmplă în jurul vostru. Da? Indiferent care este atmosfera acolo, voi dați-vă voie să rămâneți chitiți pe obiectiv. Nu vă lăsați influențați. Iată de leadership, cartea de lider, care îți spune să înveți să preiei controlul vieții tale, adică responsabilitatea pentru viața ta. Da? Responsabilitatea faptului, nu știu, a gândurilor tale, a cuvintelor și acțiunilor tale. Bun, haideți să mai vedem. Da, la fel de bine pentru aceia dintre voi care vă doreați, cine știe, un post de conducere sau vă doreați să fiți lideri într-un fel sau altul, apar niște șanse foarte faine de a face lucrul acesta. Da, ia câtă community, poate veți fi lider în comunitatea voastră, Doamne ajută, inshallah, să conduceți prin exemplul personal. Bun, și vedem și niște vești care vin către voi, vești pe care unii dintre voi le-ați așteptat. Vă era dor, poftim, haosul vindecător, turnul despre care am vorbit mai devreme. Și să mergem mai departe, da, și vedem măturica, care, bineînțeles, vine și vă spune că este nevoie să faceți curățenie în anumite arii ale vieții voastre. Dacă ne uităm la numărul 42, 46, vorbim de iubire, de relații, poate acolo e bine să începeți să dați cu măturica. Un ajutor foarte fain din partea cuiva din comunitatea voastră, repet, într-un moment în care veți avea mare, mare nevoie. Uite ce vine către unii dintre voi, dacă veți avea răbdarea și deschiderea necesară, vine comoara aceea de pe insulă, vine în ritmul ei, renunță la control, renunță să-ți mai risipești energia punând 70 de milioane de întrebări, dar de ce așa și nu invers și așa mai departe. Dacă e să-ți pui vreo întrebare, întreabă-te ce am eu de învățat sau ce mi oferă această experiență pe care eu o trăiesc. Da, iată-te niște daruri pe care le vei primi în această lună și, repet, vorbim despre acel ajutor neașteptat, învață să primești tot ceea ce vine către tine așa cum vine către tine. Bănuții, că despre asta vorbeam, se deschide poarta către abundență materială, da, va trebui să pleci de undeva. Va trebui să deschizi ușa aceea și să-ți faci curajul să lași în urmă ceva. Să-ți faci planul, iată-te strategia, o vedem aici, fă-ți planul, respectă planul, că așa ți-a spus soarele în Capricorn și vei ajunge în vârful piramidei. Vei ajunge exact acolo unde îți dorești, dar urmează planul. Vorbim de chakra rădăcină și energia Arhanghelului Mihail, chakra rădăcină, cea care îți dă nevoia de control. Da? Arhanghelul Mihail care vine și îți spune, iată-te, mi arătam, nu știam unde e. Atașamentele de trecut, care vine și îți spune că este nevoie să faci niște tăieri de stringuri energetice, niște curățări energetice, să te desprinzi de anumite situații, persoane, amintiri, locuri, contracte și așa mai departe din trecutul tău. Iată-te, the angel of love, îngerul iubirii este alături de tine. Fă aceste curățări, fă aceste tăieri de cordoane și primește iubirea în viața ta, dar trebuie să-i faci loc energetic în primul rând. Haideți să vedem și mesajele din partea îngerilor și avem căluțul mistic care îți spune dă înainte, mergi înainte și nu te împiedica de obstacole sau nu accepta nu ca și răspuns, așteaptă-te la soluții miraculoase. Și celeste, da, care anunță schimbarea fie a locului de muncă, fie a domiciliului în unele cazuri în această lună, indiferent care din ele va avea loc, aduce o energie proaspătă și pozitivă în viața ta. Și Atena, care vine și îți spune că este în regulă să fii puternic, acel lider, da? Dar să adopți acea putere plină de iubire, care vine din iubirea de sine. Și Teresa, care zice în felul următor, oprește-te, ai fost foarte ocupat să ai grijă de toți ceilalți din jurul tău, vine momentul să te oprești și să ai grijă și de tine, este extraordinar de important să te focusezi pe propria persoană în această lună. Bun, haideți să vedem și din cea unică mititică de prăjitorică pentru dragii mei lei, ce avem noi aici. Cred că scrie atracție, dar stai să... Da, atracție. Aveți grijă ce atrageți, dragii mei, sau poate cineva este atras de voi. Cine știe, cine știe și gelozie, tu l-ai, Doamne, asta vine din neîncrederea în propria persoană, dragii mei, și Capricorn.
Acum, nu știu dacă aveți de-a face cu cineva în Capricorn, cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord în Capricorn, sau vorbim de Capricornul care vă invită la muncă pentru a ajunge unde trebuie. Și spiritele animalelor, și am mai spus, vedeți cu ce animăluțe rezonați, vedeți ce animăluțe vă atrag atenția și puteți împrumuta energetic anumite calități, să spunem, de care simțiți că aveți nevoie într-o anumită perioadă a vieții voastre. Și hai să vedem și de aici. Și avem, hopa, și avem vărsător, iacătă, umanitatea, comunitatea, așa cum am văzut, și berbecul. Poate pentru unii dintre voi este, nu știu de ce vreau să zic menit, dar să aduceți noutate și să fiți deschizători de drumuri pentru alții. Dar pentru asta trebuie să aduceți acea vindecare de care aveți nevoie în interiorul vostru. Bun, și iacătă, vedem și family, îmi spune familie, nu știu de ce cu acest elefanțel. Este ceva, o schimbare pe partea aceea de familie și iacătă și o cheie care are, nu știu, care are un cap de Mickey Mouse aici. Vorbim despre fie energia unui copil care va face o schimbare importantă în viața voastră sau vorbim chiar de copilașul interior, acolo este cheia, vedeți ce are să vă spună. Dragii mei, lei, acestea sunt mesajele care au vrut să vină pentru voi pentru luna aprilie 2023. Dacă v-au plăcut, dacă ați rezonat cu ele, dacă au ajuns acolo unde trebuiau să ajungă, nu uitați butonul de apreciere și distribuire a acestui videoclip. Bineînțeles că aștept comenturile voastre în secțiunea de comment și până data viitoare știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc.